Businessmenii americani sunt gata să investească în Republica Moldova, este mesajul oamenilor de afaceri de peste ocean transmis viceprim-ministrului Adrian Candu, aflat într-o vizită oficială la Washington. La conferința Business Council for International Understanding, ministrul economiei a prezentat oportunitățile investiționale din țara noastră. La eveniment au participat reprezentanți a 20 de corporații americane interesate să investească în Moldova, în domenii precum energie, procesare, industrie ușoară, asamblări de utilaje agricole, construcții și infrastructură. De asemenea, oficialul moldovean a menționat că economia modernă pentru Republica Moldova presupune investiții inteligente și inovații în domeniul tehnologiilor moderne, acces la surse diversificate de energie, competitivitate antreprenorială și multe locuri de muncă. Businessmenii americani s-au arătat interesați să studieze piața din Republica Moldova, în mod special sesizând că acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care include și zona de comerț liber, oferă noi premise și garanții investiționale.